Omul potrivit cu Adrian Cojocaru la DGFM. Vă salut, oameni buni, mă bucur să ne reauzim pe frecvențele DGFM la o nouă emisiune Omul potrivit. Vă reamintesc că ne putem auzi pe toate frecvențele DGFM din țară. De asemenea, dacă nu sunteți în fața unui radio sau în mașină, ne puteți asculta live pe site-ul dgfm.ro și astăzi ne vedem live și pe pagina de Facebook DGFM. Discutăm despre multe probleme în această țară. Ați văzut că am diversificat temele de la o zi la alta. Astăzi vreau să vorbim despre mai mulți inamici pe care îi avem și pe care uneori îi desconsiderăm, pur și simplu pentru că nu îi vedem sau le acordăm atenție doar atunci când ne ustură nasul și ochii. Mă refer aici în primul rând la poluare. Vă dau câteva cifre ca să înțelegeți până unde poate ajunge acest fenomen în România. De exemplu, ultimele date oficiale arată că în România mor în fiecare an din afecțiuni cauzate de poluare peste 25.000 de români, ba chiar spre 30.000. Dacă mulțim 25.000, să zicem varianta mai joasă a acestei statistici, cu 10 ani, înseamnă că într-o decadă, într-un deceniu, mor toți oamenii dintr-un oraș de dimensiunea Craiovei, sau Oradei, sau Brașovului. Înmulțiți cu 30 de ani de la Revoluție încoace și descoperim că am pierdut cam 3 orașe. Populația 3 orașe a murit din cauza poluării. Poluării aerului, în primul rând, dar sunt mai multe tipuri de poluare și vom vorbi în emisiunea de astăzi despre ele. De asemenea, ce am mai făcut în ultimii 30 de ani? Păi, am cam tăiat, legal sau ilegal, o treime din pădurile României. Câteva miliarde de euro au plecat în anumite buzunare sau la export, cu sau fără complicitatea statului. Au murit oameni încercând să le apere. Ce a putut să facă statul, vom vedea pe parcursul acestei emisiuni și cum putem opri acest jaf din păduri. De asemenea, în ultimii ani ne-am încărcat din nou cu foarte multe rable. După ce am scos mai multe variante de taxă auto, românii au dat năvală la second-hand-urile de afară și au început să le aducă. Vreo 500.000 în primul an fără taxă, vreo 300.000 în al doilea an, aproape că ne-am înmulțit iarăși parcul auto cu 1.000.000 de rable. Între timp, statul încearcă să compenseze asta cu vouchere, cu un anumit sistem de bonificație, știți deja foarte bine programul Rabla și Rabla Plus pentru mașini electrice, care acum sunt la modă. Multe, multe probleme, din păcate, cu acest cu tot ceea ce înseamnă mediu în România. Mediu, ape, păduri. Despre ele vom vorbi astăzi cu omul potrivit, să ne spună ce poate face statul ca să oprească toate aceste probleme foarte grave. Este ministrul apelor și pădurilor, Tantoș Barna, în direct acum la DGFM. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc și eu că ați acceptat invitația noastră. Încep cu aceste cifre, domnule ministru, care pe mine mă înspăimântă și pe foarte mulți dintre români. În fiecare an, între 25 și 30 de mii dintre noi pleacă de pe acest pământ din cauza poluării. Ceva în urmă cu câteva luni, dacă nu mă înșel, în Marea Britanie, o instanță din Londra a decis că o fetiță a murit direct din cauza poluării. Avea un astm, poluarea de acolo a agravat foarte tare situația fetiței și este primul caz oficial recunoscut ca deces din cauza poluării. Ce facem să oprim poluarea în România, domnule ministru, ca să nu mai moară zeci de mii de oameni în fiecare an? Cu siguranță problemele sunt extrem de grave și ele sunt arătate și de numărul de infringement-uri care au fost pornite împotriva României ca stat membru UE și stat care n-a respectat măsurile și acele standarde europene în privința poluării aerului, poluării solului, apei și în privința exploatărilor forestiere. România în 2020 a fost practic condamnată la lupta împotriva infringementurilor. Acest număr uriaș de 20 de infringementuri noi care au fost pornite în anul 2020 împotriva României ne mănâncă, dacă pot să formulez așa, multe resurse umane, financiare, de timp, pentru că trebuie să arătăm că facem ceva în plus, că facem altfel lucrurile și că avem o perspectivă, că avem un alt viitor. Am văzut, și dacă vorbim de numărul acesta mare de decese, probabil dumneavoastră vorbiți de poluarea aerului și dintre legătura de cauzalitate, unele situații chiar demonstrabile, o cauzalitate directă între poluarea aerului și sănătatea populației din acele zone, unde chiar și instalațiile de măsurare ale Ministerului arată săptămânal depășiri de valori stabilite ca fiind permise, acceptabile la nivelul Uniunii Europene. În prima săptămână de mandat, încă în anul 2020, luna decembrie,
între cele două sărbători, între Crăciun și Revelion, am avut prima întâlnire de lucru cu domnul Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului. Văd situația în care se află capitala și văd situația grea în care se află alte 5-6 mari aglomerări urbane în România. Tocmai de aceea am propus domnului primar general și celor 6 primari de sectoare să începem altfel anul 2021 decât trecutul și decât modalitatea cu care s-au obișnuit primăriile să lucreze și să combată acest fenomen. Trebuie știut faptul că fără implicarea primăriilor și fără implicarea autorității publice locale, lucrurile nu se pot schimba. Obligațiile cu privire la modalitatea în care sunt gestionate problemele de deșeuri, de calitatea aerului, de cum este administrată problema traficului, cum sunt acordate autorizațiile de funcționare sau cum sunt stabilite zonele în care se pot desfășura activități industriale, toate sunt legate în mare măsură de autoritatea publică locală. Noi am vrut ca în 2021 Ministerul să vină cu o altă abordare și în loc de expectativă și să se uite la ce fac autoritățile publice locale, să fim un fel de catalizator. Să venim să generăm discuții, să generăm propuneri de soluții, să generăm programe comune, planuri de acțiune comună și am reușit în București să avem rezultate concrete. În 4 săptămâni, practic, am pus la un punct un plan de control împreună cu autoritățile publice locale, împreună cu poliția locală. Plan de control care a și pornit cu data de 1 februarie. Avem primele rezultate, vom vorbi despre ele cam peste o săptămână, adică săptămânal încercăm să facem un follow-up să vedem care au fost rezultatele acestui plan de control. Avem o implicare mult mai atentă a autorității publice locale, tot ce înseamnă salubritate, tot ce înseamnă străzile, în ce măsură sunt ele curățate, spălate, măturate. Avem o atenție sporită din partea primarilor pe tot ce înseamnă protecția mediului. Eu sper că anul 2021 să fie un nou început, nu doar în capitală, ci în toate marile aglomerări urbane. Ați vorbit de multe lucruri, domnule ministru, vă propun să le luăm pe rând și vă reamintesc, dragi ascultători, așteptăm și aștept întrebările dumneavoastră pentru ministrul mediului Dan Țoșbarna la SMS 3815. De asemenea, ne puteți scrie pe pagina de Facebook în rubrica de comentarii. Domnule ministru, vorbeați de aceste controle mixte, făcute de Comisarea Gărzii de Mediu, de polițiști locali. Cei care stau în București s-au obișnuit deja cu acest fenomen al poluării o dată pe săptămână, cel puțin. De obicei seara și de obicei la sfârșitul săptămânii. Cei din marile orașe de asemenea. De foarte multe ori, în ultima perioadă, atunci când s-au produs aceste episoade de poluare, nu s-a găsit neapărat și sursa. Ba, era o fabrică, iar în momentul în care au ajuns comisarii gărzii de mediu, era închis și n-au dat de nimeni. Ba, erau arderi necontrolate. Ba, erau diverse probleme, dar niciodată oamenii nu erau prinși în fapt. Știm că la garda de mediu sunt foarte puțini oameni, pe tura de weekend cel puțin erau 2 la un moment dat. Cu ce se vor schimba dramatic acum în bine lucrurile ca să oprim o dată acest... Adică pare că e un fenomen care e mereu prezent în jurul nostru, ne uităm, vedem fumul, când ajungem acolo nu mai e nimeni. Și niciodată nimeni nu e tras la răspundere. Într-adevăr, garda de mediu din București era mult, mult subdimensionată ca instituție. Am adus din gărzile de mediu, din zona, din județele învecinate, personal de specialitate, colegi care sunt focusați acum doar pe problemele din București. Am ajuns la câte 2 echipe de control pe fiecare sector în parte și permanența asigurată de garda de mediu și de poliția locală. În plus, am început discuțiile și în foarte scurt timp, în câteva zile, probabil o să avem deja rezultatele concrete cu stațiuni, cu institute de cercetare care au dotările necesare monitorizării calității aerului cu drone, cu aparatură de specialitate mobilă, astfel încât să nu ne rezumăm doar la cele 8 stații de măsurare. Și și punem săptămâna aceasta în funcțiune și un laborator mobil de analiză a calității aerului de la Agenția pentru Protecția Mediului. Lucrurile se schimbă. Cred că în 4 săptămâni am făcut deja pași concreți și am întărit capacitatea instituțională și la garda de mediu. Avem această colaborare cu, să spun așa, pânda
organizată la zonele unde se depozitează gunoi. Avem început această discuție cu institutele de cercetare care au aparatură modernă și capabile să urmărească fenomenele de poluare fără să știe agentul X sau agentul Y economic că în zona respectivă există o dronă, că există un aparat mobil de măsurare. Lucrurile se vor schimba cu siguranță pentru că un fenomen sau un control atât de amplu nu a existat până acum și coordonat, concertat, nu a existat până acum la nivelul București. Deci, practic, comisarii vor sta, cum spuneți dumneavoastră, la pândă. Nu comisarii vor sta neapărat la pândă, ci aparatura de specialitate. Poliția locală va organiza acțiuni de identificare și de prindere la locul faptei a persoanelor care depozitează gunoi sau duc gunoi cu mașina în locuri nepermise. Și intervenția imediată a Gărzii de Mediu se va face datorită acestor protocoale de colaborare. Și vom putea ajunge inclusiv la confiscări de mijloace de transport cu care se aduc aceste cantități de gunoi în locuri nepermise. Și în cazul în care vorbim de consumatori industriali, de exemplu, de Elcen, care mai arde păcură din când în când, de alte fabrici, uitați, săptămâna trecută sau acum nici 10 zile, am avut o seară în care, într-adevăr, s-a simțit miros foarte ciudat în zona Elcenului. Și o echipă de control s-a deplasat la fața locului și au constatat că nu se arde păcură. Deci câteodată la control nu se poate confirma acel lucru, chiar s-au dus punctual pe control de combustibil la Elcen să vadă dacă într-adevăr se folosește păcură sau nu și nu s-a folosit păcură. Sunt foarte multe surse de poluare și am început o discuție inclusiv cu primarii de sector pentru a regândi modul în care sunt autorizate noile cartiere. Ca să nu mai avem fose septice la blocuri, să avem doar canalizare standard, adică toate blocurile să fie conectate la sistemul de canalizare. Să renunțăm încet, încet, măcar în blocurile noi, la centralele de apartament, să avem doar centrale de bloc. Să reducem poluarea și prin această metodă. Vor fi făcuți pași în toate domeniile, pe toate sursele de poluare și pe trafic, unde am început discuția cu primarul general pentru o finanțare a sistemului inteligent de gestionare a traficului. Trebuie să găsim soluție să mutăm în afara orașului poluatorii industriali. Asta va fi greu. Va fi greu, domnule ministru. Acolo e o chestie de infrastructură fizică, e foarte complicat. Întreabă un ascultător dacă veți face controle și dacă veți monitoriza Bucureștiul, de exemplu, și nu numai Bucureștiul, pentru că sunt și alte orașe cu probleme mari de poluare, da, în timpul nopții, când de obicei se întâmplă aceste episoade. Cu siguranță. Tocmai de aceea am început discuțiile pentru aparatură mobilă de specialitate, pentru că ele va trebui să fie la supraveghere exact în perioadele în care am văzut că întâmplători cu ghilimele de rigoare avem pe perioade foarte scurte depășiri de valori la stațiile de monitorizare. Și acolo, în zonele acelea, în zonele unde sunt potențiali poluatori, va trebui să avem aparatură de specialitate pentru supraveghere. Revin la o discuție importantă pe care ați avut-o și de care ne-ați menționat mai devreme. Discuția cu primarii de sector. Și aici eu am o opinie destul de clară din acest punct de vedere. Mă uit la ce fac alte state de afară. Mai toate orașele civilizate din vestul Europei și nu numai. Vorbim acum și de alte continente, iau măsuri pro-pietoni, pro-mobilitate, pro-orice reduce poluarea. Mă uit în București, construim în continuare pasaje, lărgim bulevardele, creăm artere noi, desfințăm trotoare ca să lărgim strada, facem noi locuri de parcare. Pare că toată strategia administrației bucureștene, și nu numai, că se întâmplă și în alte orașe din țara asta, dar aici în București lucrul ăsta parcă e mai frecvent, fiind și un număr mare de oameni și număr mare de mașini, este pro-mașini, prea puțin pro-pietoni. N-am văzut străzi noi pietonale, de exemplu, în București, în niciun sector. N-am văzut piste noi de biciclete în București. N-am văzut trasee noi de autobuz în așa fel încât să extindă și mai mult rețeaua. Pare că totul este pentru a utiliza mașina în condiții mai bune, ca să nu mai stăm blocați bară la bară. E drept, 1,5 milioane de mașini în București, plus vreo 300.000 care tranzitează orașul. Știu problema cu șoseaua de centură, știu că nu avem autostradă în jurul Bucureștiului, dar politica primarilor de sector și a primarului general din ultimii 30 de ani a fost aceasta: de a veni cu soluții pentru rezolvarea problemelor de trafic. Dar dacă am oferit oamenilor soluții alternative, poate că n-am mai avea o problemă de trafic. Cu siguranță, haideți să nu spun cu siguranță, sper ca lucrurile să se schimbe. Din discuțiile pe care le-am avut până acum, văd o schimbare de mentalitate fără dar și poate.
Avem programe de finanțare de la Ministerul Mediului pentru dotarea companiilor de transport local cu mașini, autobuze, troleibuze electrice care sunt zero, au poluare zero. Am văzut ce s-a întâmplat în trecut și n-aș vrea să se repete. Programele finanțate de Ministerul Mediului trebuie să fie strict pe mașini electrice în ceea ce privește transportul în comun. Am văzut și am discutat despre pistele de biciclete. N-a fost un program de succes și aici... Și au fost bani mulți. Ministerul Mediului, în ce scuze că vă întrerup, a avut, cred că 10 milioane de lei bani pe, sau de euro, nu mai știu exact, bani pe care i-a dat administrației bucureștene încă de pe timpul acum, de vreo 4-5 ani, 6 ani sunt banii în cont, n-au reușit să implementeze proiectul respectiv. Deci, încă o dată, aș vrea ca trecutul să nu se mai repete și să învățăm din greșelile pe care le-au comis, nu știu, ministerul, primăria, problema în care, modul în care a fost gândit un anumit program. Deci ar trebui să învățăm din greșelile trecutului și încă o dată, ministerul să finanțeze autobuze electrice, pentru că sunt zero poluante și trebuie să avem aceste soluții finanțate de minister. Am vorbit de pistele de biciclete. N-a fost un program de succes, din păcate, și aici primăriile de sector și primăria generală vor trebui să găsească soluția de infrastructură pentru biciclete, pentru trotinete și pentru a stimula mersul pe jos și cu mijloace de transport în comun. Sunt singurele variante prin care putem să reducem traficul de mașini în oraș, în București sau în orice altă localitate, în orice altă aglomerare urbană. Noi suntem deschiși și propunem soluții. Propunem programe de finanțare și ne așteptăm ca primăriile din Cluj, din Iași, primăria din Timișoara, primăria din București să vină cu soluții finanțabile, cu soluții care duc la reducerea consumului de carburant în oraș, pentru că statisticile spun că 70% din poluarea aerului în marile centre urbane vine din trafic, cu siguranță completat de activitatea industrială. Și vin și cu o altă cifră, un studiu arată că 80% din circulația auto în București dimineața, atunci când oamenii pleacă la serviciu, se face cu un singur om în mașină. Omul și mașina, atunci când se merge la suprafață. Vă dau un exemplu personal. Am trotinetă electrică, am bicicletă și am 4 linii de tramvai care mă duc către serviciu. Dacă mă duc cu trotineta, risc să mă calce mașina. Dacă mă duc cu bicicleta, se întâmplă același lucru, pentru că nu există pistă. Dacă mă duc cu tramvaie, sunt tramvaiele bucureștene, în afară de cele de pe linia 1 și 10, care sunt mai noi, restul sunt din anii 70-80. Soluții concrete, oamenii asta așteaptă. Adică aș avea niște alternative, dar situația mă împinge să nu le folosesc. Soluție concretă, program de finanțare pentru mijloacele de transport în comun, folosind eventual și PNRR-ul, Programul Național de Relansare și Reziliență, sume care pot fi utilizate în vederea reducerii poluării și inițiativă din partea primărilor. Acestea sunt soluțiile. Vă gândiți, domnule ministru, la nivel de primării de București sau poate în alte orașe, să taxați mașinile poluante în anumite zone din oraș? De exemplu, în centrul orașului sau la nivelul întregului oraș? Soluțiile locale trebuie să fie implementate, deciziile trebuie să fie luate de autoritatea publică locală și implementate de autoritatea publică locală. Ceea ce am spus eu în ultimele 3 săptămâni, că în anul 2021 România va trebui să decidă ca țară, ca guvern sau ca autorități locale, dacă folosește sistemul de taxare a poluării ca un instrument de reducere a poluării. În momentul de față, în România nu există nicio taxare pe poluare. Principiul poluatorul plătește, cel puțin în privința poluării aerului, nu este implementat. Deci nu plătește cel care poluează, nu plătește mai mult cel care poluează mai mult și nu plătește mai puțin cel care nu poluează. Acest lucru nu este în primul rând corect și România trebuie să decide dacă face parte din rândul statelor membre UE care folosesc taxarea poluării ca o metodă de reducere a poluării sau nu. Peste 20 de state membre folosesc această taxare în diverse forme, inclusiv în varianta pe care o spuneți dumneavoastră sau în care întrebați dumneavoastră, de taxă locală diferențiată în funcție de gradul de poluare a mijlocului de transport, a zonelor unde pot intra anumite categorii de mașini sau nu. Această dezbatere publică va trebui să aibă loc, cred, și la nivelul Bucureștiului,
Sunt sigur că va trebui să aibă loc la nivel național, nu pot eu să decid în locul primărilor, de aceea spun, dar cred că la nivelul orașelor mai trebuie discutată această problemă. La nivel național, cu siguranță trebuie să avem o dezbatere în acest sens și până la sfârșitul anului să avem o concluzie. Deci anul acesta, de la nivel central, de la nivel de minister, n-am putea să vedem venind o direcție în sensul ăsta, o măsură. Deci, de introducere a unei taxe, nu. 2021 nu se va introduce nicio taxă nouă. Dar această dezbatere trebuie să aibă loc și trebuie să discutăm inclusiv cu producătorii auto, trebuie să discutăm inclusiv cu cei care fac comerț cu mijloace, cu comerț cu mijloace de transport fabricate în alte țări, nu în România. Trebuie să discutăm cu autoritățile publice locale, cu ONG-urile, cu organizațiile care văd ce se întâmplă în alte țări, văd ce se întâmplă în România și fac comparația și vin cu soluții, vin cu idei, vin cu alternative. Deci va trebui să aibă loc această dezbatere pe taxa de poluare, cu siguranță. Trebuie să luăm o scurtă pauză, domnule ministru, pentru știrile de la și jumătate. Rămâneți alături de noi. Ne întoarcem cu Tanțoș Barna imediat după știrile de la și jumătate. Pentru subiectele importante, omul potrivit la Adrian Cojocaru la Digi FM. Bun găsit, este ora 13:30, sunt Alexandra Coravu și vă prezint știrile Digi FM. Părinții care nu-și vor putea trimite copiii la școală pentru că fie au în familie persoane vulnerabile, fie sunt chiar ei vulnerabili, vor primi în continuare ajutor de la stat ca să-i supravegheze pe micuți în timpul orelor online. Asigurarea a fost dată de ministrul Muncii, Raluca Turcan. Vă reamintesc, ministrul Educației a anunțat că varianta de predare hibridă este o soluție pentru unele cazuri. Între timp, potrivit Digi24, guvernul ar putea lăsa decizia deschiderii școlilor în responsabilitatea autorităților locale. Dacă vor exista în continuare cursuri în format online și vor fi nevoiți părinți să stea acasă, atunci acea formă de sprijinire a părinților pentru supravegherea copiilor acasă va continua din partea guvernului, evident.
Ministrul Muncii a refuzat să spună pe de altă parte care sunt variantele luate în calcul în privința creșterii pensiilor. Nu vrem să-i amăgim așa cum s-a întâmplat până acum, a declarat Raluca Turcan cu referire la pensionari. Potrivit ministrului, mai întâi e nevoie de o bază electronică a tuturor pensiilor și abia apoi se va putea trece la recalculare. Asta înseamnă că pensiile ar putea fi indexate în septembrie. Există aproximativ 250.000 de dosare de pensii ale agricultorilor care sunt în format letric. Deci ca vreodată să ajungi să vorbești despre recalcularea acestor pensii, trebuie întâi să le ai într-un format electronic și să ai o evidență a lor. Asta am început să facem. În paralel lucrăm la formula legislativă. Până atunci rămânem pe legea în vigoare pentru pensii și, cel puțin eu așa îmi doresc, să realizăm o indexare a pensiilor anul acesta undeva în septembrie. Moneda națională se depreciază ușor în raport cu cea unică. BNR a afișat un curs de 4,87 lei de bani pentru un euro, în ușoară creștere față de ieri. Dolarul american este cotat la 4,04 lei, de asemenea în creștere față de ieri, și francul elvețian s-a apreciat ușor în raport cu moneda națională la 4,51 lei și aproape 51 de bani, în timp ce lira sterlină este cotată astăzi la 5,53 lei de bani. Oradea a atras anul trecut de 5 ori mai multe finanțări europene decât în 2019. În ce proiecte a fost folosită suma record de 43 de milioane de euro, ne spune Raluca Avram de la ebihoreanul.ro. Banii primiți de la Uniunea Europeană au fost cheltuiți în Oradea pentru construcția pasajului subteran de sub Bulevardul Magheru, pentru amenajarea unei noi linii de tramvai, pentru achiziția primului lot de 10 tramvaie moderne, alte 10 urmând să sosească anul acesta, dar și pentru reabilitarea termică a școlii Dacia. În prezent, municipalitatea are în implementare proiecte în valoare de peste 300 de milioane de euro și în pregătire, pentru perioada de finanțare 2021-2027, investiții de încă 210 milioane de euro. Pe lista celor 43 de proiecte aflate în implementare anul acesta se numără pietonalizarea pieței Ferdinand și altor două străzi, reabilitarea termică a școlii generale numărul 11, a Colegiului Tehnic Mihai Viteazul și a Liceului Ortodox Roman Cerogariu. De asemenea, anul acesta urmează să înceapă lucrările de amenajare a unor centre de cartier și construirea a 23 de stații pentru reîncălcarea vehiculelor electrice. De la ebihoreanul.ro a transmis pentru știrile Digi FM Raluca Avram. Ați ascultat știrile Digi FM, este ora 13 și 33 de minute. Ne reauzim în jumătate de oră. Omul potrivit este acum la Digi FM. Ca să știi. Din nou în direct, Tanțoș Barna, ministrul apelor, mediului, apelor și pădurilor, în continuare la Digi FM. Domnule ministru, vin întrebări de la ascultători. Una dintre ele foarte interesantă, e mai mult o constatare decât o întrebare. Robert Costețchi spune așa: de ce nu le cereți angajaților Ministerului Mediului să mute mașinile pe care le parchează chiar pe trotuar în fața clădirii? Și de ce nu amenajați acolo o pistă de biciclete? Omul vrea să treacă cu bicicletă pe acolo, dar se lovește chiar de mașinile Ministerului Mediului parcate aproape lipite de zid, deși lângă, la 50 de metri, este marea parcare din Piața Constituției. Îi mulțumesc ascultătorului pentru mesaj. Zilele trecute am început o discuție cu colegii mei de la minister și n-am vorbit strict de parcare, dorim să pregătim un program prin care instituțiile publice să devină exemplu în tot ce înseamnă protecția mediului. Exemplu în ceea ce privește deplasarea la serviciu, exemplu în ceea ce privește parcările. Acum îi mulțumesc încă o dată pentru această... Adică chiar dă rău, fix în fața Ministerului Mediului, să stea mașinile parcate. Da, este un lucru urât. Recunosc că nu am sesizat, pentru că m-am obișnuit cu imaginea care ne întâmpină de fiecare dată de ani de zile în zona instituțiilor publice, dar încă o dată este un mesaj și o atitudine apreciabilă. Și îi promit că, începând de mâine, vom elibera zona trotuarului de mașini care sunt parcate și vom face, sau vor face colegii, câțiva pași în plus. Face bine pentru mișcare. Stăm cu ochii pe dumneavoastră, să știți. O să urmărim dacă de mâine nu mai sunt mașini la ministerul. Da, am spus, o puteți să și verificați de mâine. Perfect. Florian Vintilă întreabă când începe programul Rabla pentru electrocasnice. Foarte multă lume așteaptă acest program. Rabla electrocasnice a fost un eșec total anul trecut din cauza programului informatic. Programul informatic a fost comandat, dezvoltat anul trecut și nu a făcut față cererilor imense sau numărului mare de cereri care a venit imediat la lansare.
după aprobarea bugetului național, care probabil se va întâmpla undeva în 2-3 săptămână din februarie, vom aproba și bugetul agenției și imediat după aprobarea bugetului vom porni acest program de rable electrocasnice. Și în cursul dimineții am discutat despre sistemul informatic, căutăm soluția împreună cu STS de accesare a programului informatic într-un fel, în așa fel încât să nu se mai blocheze. Adică să nu mai pice sistemul, cum s-a întâmplat. Poftim? Să nu mai pice sistemul, cum s-a întâmplat ora trecută. Da, din păcate, anul trecut a fost un an catastrofal din acest punct de vedere pentru AFM. Au picat toate sistemele informatice care au fost programate, au picat toți directorii, 4 la număr, dacă nu mă înșel, din cauza acestor probleme. Nu se va mai întâmpla, programul o să fie funcțional și o să fie stabil la momentul lansării și cel târziu la sfârșitul lunii februarie, când o să avem bugetele aprobate, începutul lunii martie, putem să pornim și programul pentru electrocasnice. Sunt categorii noi introduse la RABLA pentru electrocasnice anul acesta? Nu am introdus categorii noi, în principiu mergem pe aceeași schemă de finanțare, pe aceleași principii. RABLA Classic și RABLA Plus, ce se întâmplă cu ele, domnule ministru? RABLA Classic și RABLA Plus. Am avut inclusiv astăzi o întâlnire cu reprezentanții producătorilor auto și cu cei care vin practic cu cele mai multe solicitări pentru RABLA Classic prin dealerii auto din țară. Cred că RABLA Classic este un program de succes, dar care poate fi îmbunătățit și poate fi dus într-o direcție de mai verde. Vom continua și RABLA Classic, vom continua și programul de finanțare pentru mașinile hibrid, electrice și pe alt combustibil decât benzină și motorină, GPL de exemplu, GPL. Merg mai departe programele, imediat ce vom avea bugetul instituției aprobat, vom porni RABLA pentru 2021. Voucherele vor avea aceeași valoare ca până acum? 10.000 de euro? Aceeași valoare. Cel puțin aceeași valoare ca până acum. La un moment dat vorbeați chiar de posibilitatea de a cumpăra trotinete sau biciclete electrice printr-un tinket. Nu am renunțat la idee și lucrăm la un program care să stimuleze renunțarea la mijlocul de transport auto în favoarea trotinetelor, bicicletelor, mai ales în marele centre urbane. Dar nu ați stabilit un quantum al voucherului, se spune. Am stabilit quantum și nu am finalizat încă programul. Dar dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să venim cu programe noi, cu idei noi și este una dintre programele care cred că ar ajuta foarte mult zonele, marile orașe în special, în a renunța la mijloacele de transport clasice, auto, pe motorină, pe benzină și de a alege alternative mai puțin poluante. Marian Neluțu ne întreabă și vă întreabă, de fapt, domnule ministru, ce aveți de gând în cazul deșeurilor din plastic? Iar aici, prima întrebare este ce se întâmplă cu acel sistem garanție depozit? SGR-ul va fi pornit în cel mai scurt timp posibil. Am avut consultarea publică, am primit mesajele sau propunerile de modificare din partea diverselor sectoare care vor fi implicate. SGR este singura soluție care poate să salveze râurile și apele și lacurile României de acele imagini dezolante, catastrofale, de care avem parte de fiecare dată când avem inundații. SGR-ul va fi pornit, va fi un sistem care, contra garanției de 50 de bani, va recupera practic fiecare ambalaj, PET, sticlă și aluminiu, până la 3 litri. Este un sistem care necesită dezvoltare, necesită logistică, necesită investiții semnificative din partea producătorilor, practic, pentru că responsabilitatea recuperării ambalajului este la producător. Este nevoie în același timp de implicare totală, 100% a retailerilor și a magazinelor unde se face comerțul, pentru că fără retailer, fără magazin, acest sistem nu poate să funcționeze. Este nevoie de o implicare totală din partea producătorilor, din partea retailerilor și magazinelor mici și de o implicare, spun eu, a autorităților publice locale care pot să aducă un beneficiu, un surplus de efort care să ducă la acele procente de 70-80% pe care ni le stabilim ca țintă pentru primii ani de implementare.
Anul 2022 va fi anul când va fi pornit sistemul, 2021, după apariția autorității de guvern, va fi anul de pregătire de investiții, de cumpărarea acelor instalații automate care vor prelua ambalajul și vor acorda voucherul sau cash-ul, banii pentru a fi folosiți la cumpărături. Este un sistem complex, avem modele din Europa, ne putem ghida după ele și programul va fi pornit în cel mai scurt timp posibil. Cât la sută reciclăm în acest moment? Pentru că știu că urmează niște sancțiuni din partea Comisiei Europene dacă nu respectăm termenele. Vom avea, începând cu data de 1 ianuarie 2021, avem această directivă de care ne impune practic să reciclăm plasticul și cu siguranță vor fi la un moment dat penalități care vor fi plătite de majoritatea statelor membre, nu doar de România, pentru că acele targeturi, acele ținte nu sunt atinse de majoritatea statelor membre. România trebuie să pornească neapărat implementarea acestui sistem SGR care va prelua cu o anumită presiune, dar nu presiunea totală, pentru că dacă ne gândim la ce consumăm în casele noastre, în gospodăria proprie, vedem că ambalajele PET, sticlă și aluminiu reprezintă o parte semnificativă, dar nu totală, din deșeul de plastic. Mai ales, petul acela este doar un procent de 10% din total deșeul de plastic. Trebuie să avem un sistem mult mai eficient de colectare a deșeurilor, de sortare și de reutilizare. Știu că din vară trebuie să renunțăm cu totul la ambalaje, la plasticul de unică folosință, exact. Ce se întâmplă din vară încolo? Cu cei care din nu respectă. Încolo va trebui să găsim, de fapt, producătorii și comercianții va trebui să găsească alternative, va trebui să folosească pungi reciclabile din materiale care sunt reciclabile și nu sunt din plastic. Directiva trebuie transpusă și în legislația națională fiecărui stat membru și trebuie să găsim alternative. Pe piață deja există foarte mulți producători care folosesc materiale reciclabile pentru aceste pungi. Vedem și noi la cumpărăturile noastre de zi cu zi că aceste pungi au fost de unică folosință din plastic, dispar încet încet din comerț și acest lucru trebuie urgentat, trebuie grăbit. Nu cred că vom avea probleme foarte mari pentru că industria deja a început să se pregătească, comercianții sunt deja pregătiți, lucrurile se pot rezolva cu implicare serioasă din partea producătorilor și comercianților. Două întrebări și apoi vă promit că vorbim puțin despre păduri. Întreabă un ascultător ce se mai întâmplă cu programul Casa Verde, dacă s-a montat până acum vreun panou solar. Casa Verde, da. Săptămâna trecută am semnat ordinul de ministru prin care am deblocat decontările la Casa Verde. Astăzi am primit raportul de la conducătorul ASM pentru a vedea care este situația. Majoritatea dosarelor sunt evaluate și în urma acestui ordin de deblocare ele pot fi finalizate și pot fi invitați beneficiarii la semnarea contractelor de finanțare. Unde am avut contracte de finanțare semnate, acolo decontarea acelor lucrări poate să înceapă pentru că am eliminat toate obstacolele care au blocat, practic, acest program de fotovoltaice de case verde. Să știți că oamenii stau cu ochii pe dumneavoastră, pe tot ceea ce se întâmplă la minister. O altă întrebare foarte bună din partea unui ascultător. De ce nu schimbă Ministerul Mediului flota actuală de mașini cu unele electrice sau hibrid? Azi dimineață am avut ultima discuție pe această temă cu domnul secretar general. Lucrăm la ordonanța de achiziții verzi. Și am ridicat problema inclusiv în ședința de guvern acum câteva săptămâni și am spus că instituțiile publice, repet, am spus-o și adineauri, instituțiile publice va trebui să fie model, să dea exemplu. Și achizițiile publice verzi sunt calea către o asemenea abordare, un asemenea comportament. Nu cred că de azi pe mâine, în câteva zile, în câteva săptămâni, putem să renunțăm la tot ce înseamnă motorizare standard, pentru că, pe de o parte, bugetul este unul limitat și nu putem să schimbăm toată flota într-o zi, în câteva săptămâni sau chiar poate nici într-un an de zile, dar direcția aceasta este. Va trebui să devenim instituții care dau exemplu, va trebui să fim instituții care facem achiziții verzi, pe parcurile auto va trebui să ajungem la un moment dat, înaintea tuturor, înaintea populației,
să fim noi cei care nu cumpărăm altceva decât mașini cu motoare electrice. Paleta și oferta de astfel de mașini încă nu este foarte largă. Găsiți modele și până la urmă puteți să faceți un parteneriat, nu trebuie neapărat să le cumpărați. Eu recunosc, mi-aș dori ca ministrul mediului din România, oricine ar fi el, să se plimbe în interes de serviciu cu o mașină electrică sau, de ce nu, chiar cu bicicletă sau chiar cu trotinete. N-ar fi nimic extraordinar în asta. Mă plimb cu o mașină hibrid. Am ținut neapărat să am o mașină care nu este pe motorizare clasică. Am câteodată deplasări în interes de serviciu, în pădure, pe teren accidentat. Acolo va fi destul de greu să mă duc cu o mașină electrică care este utilizabilă și este foarte ok în București, dar tendința aceasta este și în momentul în care o să avem această ordonanță de achiziții verzi, lucrurile se pot schimba și la alte instituții. Am analizat variantele și opțiunile pentru mașinile electrice. Avem o gândire deja în această direcție. Domnule ministru, suma al 2. Cătălin Fechete spune că programul nu funcționează în acest moment pentru că se blochează, sunt mari deficiențe acolo în aplicația, în partea de înregistrare a procesului de prelucrare a lemnului și vă întreabă cine va suporta pierderile. Ce este acest sistem sumal și cum funcționează? L-aș ruga pe ascultătorul care spune că nu funcționează să sune la acel număr de call center, pentru că colegii noștri care stau și așteaptă aceste telefoane îl pot ajuta și îl asigur că programul nu este blocat. Am avut peste 1000 de avize emise, avize de însoțire a transporturilor emise ieri, prima zi practic de funcționare a sumal 2. Programul nu este perfect, este un program cu peste 20.000 de utilizatori în momentul de față. Vom ajunge probabil la peste 30.000 de utilizatori, peste 30.000 de persoane care vor avea username și parolă și vor accesa zilnic programul informatic. Este cel mai complex și cel mai amplu program informatic de urmărire a trasabilității masei lemnoase, poate și din Europa. Este un program care a pornit acum 2 zile, cu siguranță că orice program informatic cu mici probleme, cu probleme de implementare, pentru că termenul asumat de guvern anul trecut n-am vrut să-l schimb. Și am spus că vom face tot posibilul ca acest sumal să nu mai fie amânat. A fost cea mai grea decizie pe care am luat-o zilele, săptămânile trecute, pentru că am văzut stadiul în care se afla procesul de dezvoltare al sistemului informatic. Dar împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale am făcut tot posibilul ca pe 30 ianuarie programul să fie pornit. Pentru omul simplu. Unele dintre funcționalități nu sunt încă cunoscute, utilizatorii n-au avut timp să aibă parte de formare, de instruire, de aceea lucrurile se fac din mers. Învață practic lucrând live, direct, pe viu în acest program. Și cu cât trec mai multe zile, cu atât se vor rezolva multe dintre probleme, dintre aceste întrebări vor găsi răspuns. Pentru omul simplu, dacă mă plimb în pădure, dacă sunt pe drumurile patriei și văd un camion cu lemne, mai pot să apelez la acea aplicație Inspectorul Pădurii ca să descoper sau autoritățile să descopere dacă este un transport legal sau ilegal de lemn? Ca un simplu, astăzi puteți să sunați în continuare la 112. Această funcționalitate există și în momentul de față și am ținut am vrut neapărat ca acest sistem de apelare 112 să funcționeze neperturbat. Deci dacă astăzi dumneavoastră vedeți un camion care transportă materiale nos, puteți să sunați fără nicio problemă la 112. Inspectorul pădurii, acel modul care permite obținerea informațiilor detaliate despre fiecare transport, nu a fost lansat ieri. Pentru că sistemul informatic trebuie încărcat cu date, trebuie încărcate toate stocurile, trebuie încărcate toate avizele și pentru a avea siguranța că informațiile în timp real în Inspectorul Pădurii sunt veridice, sunt corecte și afișate sau informațiile afișate sunt sunt reale, am vrut să testăm prima dată la nivelul STS-ului și la nivelul Ministerului acest instrument folosit de toată lumea. Știu că peste 80% din transporturile
pe drumurile publice sunt anunțate sau sunt verificate în inspectorul pădurii. Și aștept ziua în câteva zile. Nu spun că în 5 sau în 7, dar în câteva zile inspectorul pădurii va fi pus la dispoziția cetățenilor și vor putea utiliza inclusiv acest instrument. Va fi chiar și sub forma unei aplicații de telefon, de exemplu? Da, în același format de aplicație cum a funcționat în Sumal 1, cu informațiile din Sumal 1 plus pozele pentru fiecare transport plus traseul GPS, traseul prin GPS al transportului, plus informațiile din APV-uri, din alte depunere în valoare, plus informațiile din amenajamentele silvice. Deci informațiile din Sumal 2 pe inspectorul pădurii vor fi mai multe decât din Sumal 1. În momentul de față suntem în regim de testare la STS și la Ministerul, astfel încât în momentul în care el devine utilizabil, să nu avem probleme de date neveridice. Mai așteptăm. E ok. Mai așteptăm. Trebuie să știm că fiecare utilizator care începe să lucreze într-un sistem informatic nou, complet nou, poate să greșească. Am avut situații când în loc de 50 de metri cubi, am introdus în sistemul informatic 5.000 de metri cubi pe un camion ieri. Deci sunt situații care trebuie evitate, trebuie să evităm acele situații când cineva este acuzat pe nedrept și e de bună credință, încearcă să folosească sistemul informatic, dar nu are încă toate cunoștințele și nu are încă toate datele la dispoziție. Câteva zile. Foarte mulți ascultători întreabă, domnule ministru, ce se întâmplă la apele române. Ultimul scandal este legat de administrația bazinală Prut-Bârlad. Numiri politice în continuare, am văzut și episoadele trecute de la Mureș. Lucrurile par să continue. Cum opriți aceste numiri politice? Numirile politice nu au fost continuate. Am moștenit un sistem și am moștenit niște numiri, poate unele dintre ele politice. Am decis ca până la rezolvarea problemelor sau până la numirea secretarilor de stat și până la stabilizarea echipei de conducere de la minister să nu fac nicio schimbare la apele române. În momentul de față asigurăm un interimat la apele române prin detașarea unei persoane de la Brașov pentru conducerea apelor române la nivel național și în două săptămâni, probabil maxim două săptămâni, vom ajunge și la o analiză punctuală pe numirile din apele române. Am văzut o situație care mi-a dat de gândit, am văzut persoane fără pregătire de specialitate la apele române, lucrurile trebuie analizate de la județ la județ, de la aba la aba, de la administrație bazinală la administrație bazinală și trebuie să profesionalizăm această instituție. O să vedem acum în cursul primăverii iarăși cât de mare o să fie presiunea pe această instituție, pentru că în perioada inundațiilor trebuie să asigure acel suport tehnic și de specialitate de care are nevoie fiecare cetățean pentru a se simți în siguranță și sunt inadmisibile numirile politice de persoane care nu au absolut nicio legătură cu domeniul. Așteptăm să scăpăm de oamenii numiți politic, măcar să fie competenți. Domnule ministru, 3 minute mai avem. Noi pe final de emisiune avem o rubrică, se numește Tirul de întrebări. Sunt 5 întrebări, aveți câte 30 de secunde la dispoziție, cel mult pentru fiecare întrebare. Prima întrebare este ce legătură aveți cu mediul înainte să fiți numit ministru? 8 ani de membru în Comisia de Agricultură și de Păduri, plus legăturile în activitatea de gestionare a problemelor de deșeuri pe care le am ca senator din județul Arghita. A doua întrebare era ce mașină conduceți, conduceți și ce normă de poluare are, dar spuneați mai devreme că e o mașină hibrid. De la Ministerul am o mașină hibrid, acasă am o mașină cumpărată în 2009 cu motorizare standard. A treia întrebare. Cât de des folosiți bicicleta sau când ați venit ultima oară la serviciu sau la parlament, când erați parlamentar, cu bicicleta? Cât am fost parlamentar, n-am venit niciodată. Acasă mă deplasez cu bicicleta destul de des, fac ture de câte 10-20 de kilometri cu bicicleta personală și o să vă ofer o surpriză în zilele următoare. Sperăm, așteptăm. A patra întrebare. Dacă aveți sprijinul coaliției de guvernare pentru a lua cele mai dure măsuri posibile, în așa fel încât să reduceți în mandatul dumneavoastră măsurile de mediu, indiferent de cât de nepopulare ar fi aceste măsuri?
Da, am sprijinul guvernului și am sprijinul premierului, domnului prim-ministru, în tot ce privește reducerea acestor poluări și depunerea României pe un drum normal pe protecția mediului și de a scăpa de infringementurile de care avem parte. Ultima întrebare, domnule ministru, din acest tip de întrebări. Sunteți ministru de câteva luni, ați luat măcar contact cu principalele probleme din minister. Acum, uitându-vă după 2-3 luni de mandat, ce nu se poate face din ceea ce ați crezut că se poate face în următorii ani în Ministerul Mediului și la nivel de România, ca măsuri? Am o lună și 7 zile, cred. 2-3 luni. O să facem bilanțul la 100 de zile, cu siguranță. Până acum n-am văzut probleme care să nu fie rezolvabile. Avem nevoie de o nouă atitudine, de un nou început, atât la nivelul unităților administrative teritoriale, primării, cât și la nivelul ministerului. Acesta a fost tirul de întrebări. Mai avem doar câteva zeci de secunde și vreau să încheiem cumva cu un mesaj pentru români. Pentru că, dincolo de ce faceți la minister, de ce fac primarii, de ce fac autoritățile în general, ține și de oameni. Să nu mai aruncăm, să nu mai poluăm, să nu mai mergem cu mașina dacă nu e neapărat necesar. Ce sfat aveți pentru români ca de la nivel personal, inclusiv dumneavoastră, să combatem aceste probleme? Vom porni o campanie de conștientizare și un program prin care vom atrage în special tinerii în programele Ministerului Mediului. Singura soluție ca să rezolvăm aceste probleme și să nu ne mai fie rușine, practic, în momentul în care ne arată Europa cu degetul, este să ne schimbăm noi ca cetățeni, ca persoane care facem totul conștient. Facem inclusiv educație în școli, obligatoriu. Educația în școli este o chestiune extrem de importantă și tocmai de aceea am pomenit de tine. Aștept să văd o oră de educație de mediu în școlile din România și nu doar facultativ. Aștept să vedem. Nu cred că avem nevoie de o oră de educație de mediu, pentru că copiii, studenții sunt deja supra-aglomerați cu ore. Cred că este nevoie de o altă abordare, o chestiune care să fie atractivă pentru copii și o chestiune la care să vină cu plăcere, să nu fie obligatoriu să stea la ore și să adoarmă, mai ales în condițiile actuale de online. Lucrăm. Am un consilier care doar la acest program lucrează și o să revenim în cele 100 de zile, cu siguranță o să apară și acest program de conștientizare, educare, formare, voluntariat, de implicarea tinerilor în această activitate. Mulțumesc, domnule ministru. Să știți că trecem mâine pe la minister să vedem dacă e trotuarul curat. Mulțumesc, Tanțoș Barna, pentru intervenția la Digi FM. Ascultă Omul Potrivit și mâine la Digi FM. Omul Potrivit cu Adrian Cojocaru la Digi FM.